Salut și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. Fraților, am crezut că e treaba mult mai simplă astăzi. În Mărășești nu bătea vântul deloc, mi-am luat poloneza. Dar norocul cel mare a fost că nu mi-am lăsat feederle acasă. Am venit să fac un pescuit la boloneză. Dar n-am cum, pe valurile astea nu pot să fac așa ceva. Văd un băiat acolo în depărtare care văd că prinde, dă la feedere. Stau de vreo 10 minute aici, mă uit. Și am prins vreo 3 pești. Am venit și cu mașina. Trebuie să merg o grămadă până la locul meu. Am de băgat. Hai să dăm bătaie că avem o grămadă de mers. De lung ce avem nevoie. Și dăm înainte. Trebuia să mai merg cam 300 de metri. Dar mi-a fost silă, sincer să vă zic. Am găsit aici un loc unde am mai dat mai de mult. Mă pun să mă instalez, dar valurile astea cam mari mă deranjează tare. Mă instalez rapid să văd dacă prind ceva țărtănei azi. Bag rapid o lansetă, asta trebuie să o fac fiindcă am dat la spinning cu ea acum câteva zile. Le folosesc la cam la orice prostie, lansetele astea. Nu sunt fidere, cred că v-ați prins de treaba asta că nu sunt fidere. Eu așa le zic, așa mi-a rămas mie în instinct să le zic fidere, dar că folosesc montura de feeder de aia. E așa răcoare, e fix ca o vreme de toamnă așa. Păcat de vântul ăsta care bate. Prima și prima dată ne aruncăm juvelnic în apă. Așa se face. Mi-am pregătit și lansetele. Bă, dar e chiar răcoare afară. După cum o să vedeți, sunt un hanorac. E undeva la 12-1 după amiază, cam așa. Și bine. Sper să stau cât mai mult astăzi, că n-am altă treabă. Poate să mai... se mai oprește și un pic vântul, să bag și boloneza. Vedem. Dacă tot s-a mai răcit afară, speram să tragă și ceva ciortan astăzi. Dăm un pic mai departe, fiindcă valurile astea stăm sus pe placă, nu mai stăm acolo jos. Atât. Băgăm și cealaltă și așa. Gata! Așteptăm captura cea mare. Am văzut că foarte mulți mă întrebați cine e tatăl puișorilor și cu cine am împerecheat-o pe Mia. Tatăl este un mascul de presa de Canario. Nu știu dacă știți cum arată. Vă pun eu o poză acum pe ecran. Nu știu dacă am o poză fix cu el. Dacă nu, vă pun una informativă. Arată foarte frumos. Chiar dacă o împerecheam cu non-stop, tot metiși erau, fiindcă noi nu avem pedigree la câini. Nici la belgian nu avem pedigree, nu avem pedigree la niciunul. Și nu mai întrebați cu cât vindem pui, fiindcă pui nu o să-i vindem. Îi avem promiși la câțiva prieteni. Și prima trăsătură, ia să vedem cu ce ne surprinde. Ai de capul meu. Bă, am crezut că scăp din voi, că am dat mai departe. Un scobăr el frumos. Erau bun dacă trăgeau la boloneză, deci te distrai. Dar nu pot să dau la boloneză, în cauza vântului ăsta m-a disperat. Sper că am într-o oră așa să se mai domolească. N-am așteptat. Cam în 2 minute așa a tras primul pește. Într-adevăr micuț, dar bine că a tras, bine că l-am văzut la ochi. Hai mă. Asta-i mai mărișor un pic. Ia să vedem ce e. Imediat după ce i-am dat drumul ăla. Ohoho, scobar. Scobarel.
Scobărel frumos. Ce scobărel frumos. Da. Auziți sunetul pe care îl scoate? Așa, așa fac scobarii. Au ei un sunet specific. Frumos scobărel. Păi se pare că nu băgăm nimic la juvelnic astăzi. Nu vine niciunul mai mărișor. Asta e. După 3 moronași micuți, avem și un scobărel mai răsărit. Nu prea vezi scobărei prin locul ăsta pe aici. Dar se mai arată câte unul. Da, să vedem. Până la urmă mi-a plăcut la asta. Ai, leu. Du-te. Du-te la apă, mai spart. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Băi, frate, dar nu mai oblez de ăștia. Mă dezamăgește și pescuitul de azi. Ce trăsături. Aleu. Și dau și destul de departe. Băi, dar nu mai oblezi ăștia mici? Hai mă, ceva mai mare. Un ciortănel, un caras. Un moronaș mare. Nu vor să se arăte astăzi. Au figuri. Bă, ce mă enervează pescuitul ăsta de azi. Să vede că s-a răcit afară și a plecat peștile în larg încolo. Nu mai stă la mar. Nu mai fiți de astea de moronași mici. Ieri când am fost la... să dau la șalău, n-am prins un oblete să bag și eu în ancoră. Astăzi nu mai de ăștia, prind în continuu. Mă enervează peștile ăsta de azi. Dacă mai dă într-o oră numai de ăștia, așa nici nu mai stau, plec acasă. N-are nicio rost. Păi am prins 5-6 pești numai de ăștia. Noroc de scobărelul ăla că am mai prins ceva mai mare. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate așa. Nu mai stau, fraților, la pești, gata. Uitați, guvid. Am jumătate de oră de când stau la pește, de când am venit la pește. Dacă n-am prins 10 bucăți de scobărei de aia micuți, acum a intrat și guvidul. N-are niciun rost să mai stau, fiindcă nu-i peștele la mal. Și mă rupe. A fost, cred că, cel mai enervant pescuit de anul acesta. În continuu, când la una, când la alta, când la una, când la alta. Nu mai stau, gata. Pa, la revedere. Am zis că fac un pescuit un pic mai lung astăzi, dar n-are rost. Nu știu dacă o să pun episodul acesta, fiindcă o să fie destul de scurt. Am jumătate de oră de când am venit la pește. Dar asta e. Am încercat și departe, și aproape, același pește, da? Deci se simte că s-a răcit vremea și noaptea, nu mai este peștele la mal. De acum cam greu, începe răpitorul. Ne ducem la știucă, la șalău. Seara la somn,
cam asta e toamna și spre sfârșitul toamnei. Sirietul se cam omoaie.